să pornim de la ideea că sunt oameni care n-au auzit niciodată despre tine și că ar trebui să-ți faci un mic portret, să le povestești cine ești, ce ai făcut, de ce ar trebui să știe mai complicată despre Mihai Neșu. Întrebare. E complicat? Da. Aia e complicat. Pentru tine nimic nu e complicat. Ce aș vrea eu să știe? Da. Păi, pot să zic că sunt băiat între tinerețe și vârsta a doua. Dar mă simt ca la 38 de ani. Mulți înainte. Mă simt ca la 18 ani, să zic așa. Așa în sufletul meu. Și am fost fotbalist până la 28 de ani. A fost unul din visele mele din copilărie, care mi le-am îndeplinit. La 28 de ani m-am accidentat la un antrenament și am rămas paralizat. 4-5 ani mi-a căutat rost în viață după accident și acum consider că l-am găsit și încerc să duc o luptă cu mine, să devin mai bun prin fundația care îmi poartă numele și care ajută copiii cu dizabilități neuromotore și nu numai, să aibă o șansă mai mare la terapii, fără foarte multe costuri. Un interviu cu Mihai Neșu înseamnă mai întâi să cauți cel mai scurt drum către Oradea, orașul unde s-a născut într-o zi de 19 februarie 1983. O întâlnire cu fostul fotbalist mai înseamnă și un nod în gât, sau din când în când, lacrimi în ochi. Mihai Neșu probabil n-ar fi un nume pe care să-l știe atât de mulți dacă într-o zi în apropierea Paștelui, la un antrenament cu coechipierii din Olanda, n-ar fi avut loc un accident. Juca atunci la echipa unde era legitimat, în orașul Utrecht. Avea 28 de ani și istoria va reține că într-o zi de mai a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui accident. Fostul jucător al lui Utrecht s-a lovit teribil la coloană și a rămas paralizat, fiind imobilizat într-un scaun cu rotile. Într-o zi de marți. Era o zi de antrenament obișnuită? Mai știi ce zi din săptămână era acel 10 mai? Marți, cred că. Marți. Parcă așa ții minte. Poate verifica pe calendar. 2011, dacă parcă marți. 10 mai, marți 2011. Da. Și te-ai dus ca într-o zi normală la antrenament. Da. N-ai de unde să știi ce se întâmplă. N-a filmat nimeni scena, nu există nicăieri imortalizată. Nu, sunt filmări numai imediat după ce m-am accidentat, când au venit ambulanțele. Dar ce s-a întâmplat de fapt? Eu eram într-un duel cu un coleg, și am încercat să bag o lunecare și Ali, colegul meu, el venea din spate și el urmărea balonul și în cădere eu în alunecare m-am lovit de genunchiul lui care era în alergare. Și practic a fost un impact de asta dublu, eu fiind în cădere, genunchiul lui era în urcare și m-am lovit la gât de genunchiul lui și instantaneu s-a produs o fractură de fractură cervicală la C3 și n-am mai putut mișca nimic, am rămas pe teren, dar nu mi-am pierdut cunoștința. Eram treaz, numai nu prea puteam respira. Doctorii care m-au văzut după aia au zis că 99 din 100 n-aveau cum să reziste fără oxigen atât timp, chiar dacă o vin destul de repede salvarea, dar m-au trecut aproape 10 minute. Și pe lângă că n-am murit, nu a fost o minune că am rămas și întreg la minte, așa, adică lipsa de oxigen, ipoxia n-a afectat creierul. Putea depresia să roade atât de tare încât să nu mai ai chef niciodată de nimic? Au fost perioade destul de grele din punct de vedere sufletesc.
cam până prin 2016, să zic așa, în 2016 a început să se rărească și să fie mai multă bucurie în sufletul meu. Bucuria asta ai povestit de multe ori. A venit cu credința, cu sentimentul că fatalitatea până la urmă te-a dus pe un drum pe care poate că l-ai ratat în prima etapă a vieții tale. Se poate spune și așa, da. Și ăștia 10 ani pe care spui că acum îi ai mai consistent decât orice s-a întâmplat înainte, te-au schimbat așa de tare încât acum dacă cineva vorbește doar la telefon cu tine, n-are nici cea mai mică urmă de bănuială că tu nu ești un om egal cu oricine. Și tu ești un om egal cu oricine. Singura mică diferență este că ai un motoraș care te face să să fii greu de prins din toate punctele de vedere. Speroți. Da, eu cred că acest accident m-a făcut, așa mai zis și în alte rânduri, m-a făcut practic să deschid ochii în viață. Mi-a zis un părinte în Sfântul Munte Athos, stăteam așa cu el de povești și povesteam așa viața mea așa în mare și zicea Miiță, zice, eu cred că accidentul ăsta s-a întâmplat ca să te maturizeze practic. Eram probabil, deși aveam 28 de ani, parcă când 28. M-am accidentat. Cred, așa cum mă gândesc acum, că nu eram destul de matur și nu prea înțelegeam ce-i cu viața asta, care sunt lucrurile importante. Mă lăsam așa condus de dorința de a fi faimos, de a avea bani, de a cumpăra tot felul și am ajuns la concluzia că și lupta asta de a ajunge sfânt și de a avea o relație cu Dumnezeu e ca și, tot ca și sport de performanță. Trebuie foarte mult antrenament, perseverență, răbdare, ambiție, umință. Dar nu e cu... Cred că recompensele nu sunt cu podiumuri și nici cu medalii. Nu, la Dumnezeu nu se face diferență, este loc pentru toată lumea. În cei 10 ani scurși de la tragedie, Mihai Neșu a rămas fără soție care a ales să divorțeze și și-a pierdut ambii părinți. De fapt, momentele de după accident, numărate în multe luni, au însemnat disperare, neputință, uluirea că asta îi se întâmplă lui. I-a luat o vreme să accepte că el, un om care nu merita o astfel de soartă, o are. Că realitatea arată așa, cui nu i-ar fi luat. Când era fotbalist, lui Mihai se spunea Bișonul și multă vreme după accident, presa a continuat să-i scrie și această poreclă. De un timp nu-i se mai potrivește. De când a depășit într-un fel proba supraviețuirii și a ales calea credinței și a misiunilor umanitare, e și ca adresare altcineva. A înființat o fundație care se ocupă de copiii cu probleme neuromotorii, iar în tratamentul celor 80 de copii pe care îi poate asista la capacitatea de acum, pun numărul și priceperea 10 terapeuți. Dacă pentru majoritatea un asemenea șoc ar fi însemnat sfârșitul, Mihai Neșu se situează în tabăra opusă. Și a decis să accepte că ce s-a întâmplat a fost un dar, unul lăsat lui de Dumnezeu. Putem pleca? Da. Mă simt ca în nava Mihai Neșu. Mai trebuie. Sunteți complet automatizați aici. Se închid ușile, se deschid. Urcă da, căruciorul, da. E aproape bine. Mi-am străduit să creăm cât mai multe automatizări care să ne ajute să... Putem să ne deplasăm oriunde pe voi nevoie. Cei doi Mihai. Pe noi și pe cine mai putem lua cu noi. Noi ne știam. Ne-am întâlnit la un Mihai moment dat mare, la stadion spune, și Mihai după care e la volan. Ne-am întâlnit odată la... De 10 ani de când existența lui depinde de oamenii din jur, alături de Mihai este cel care îl însoțește peste tot. Mihai cel mare, cum îți vine să-l strigi, pentru că e înalt, puternic și mereu lângă cel care i-a devenit prieten, camarad și aproape complice. Vorbisem că eram în România, că erau sărbătorile de Paști și chiar vorbeam că vreau să vin la ultimul meci, dar din păcate nu l-am mai ajuns. Împreună cu tine și cu Mihai, cu celălalt Mihai, pe care lumea știe mai puțin, dar care e într-un fel, sunteți umbra unul pentru celălalt, da? Mai mult el pentru mine, dar nu umbra, ci mâinile, picioarele, câteodată creierul. Și tu ce ești pentru el? Păi eu sunt prieten.
Deci tu și Mihai vă întorceați. El e prieten și mai mult decât prieten. Vă întorceați acolo la clubul de olandez, la Utrecht, să anunțați presei și din Olanda și din România, foștilor colegi de echipă, tuturor, că din momentul acela urma să existe o fundație care să-ți poarte numele. Îmi aduc aminte perfect momentul. Era numai o bucurie că oamenii s-au gândit la mine și mi-au făcut această fundație. Nu știam cu ce o să o mănânc, să zic așa. Și a fost un moment foarte emoționant, fiindcă au participat și toți foștii mei colegi de la Utrecht. Era ceva nou pentru mine, nu prea apărusem atunci foarte mult în presă și în media. Era prima dată când îi reîntâlneai după accident? Nu chiar prima dată, mai fusesem o dată la un match în viză și atunci m-am mai văzut cu ei, dar așa mai mult era prima dată și a fost un moment destul de emoționant. Așa. A fost o dovadă de dragoste din partea celor care mi-au creat-o atunci în Olanda, un vecin de-a meu și cu cei din jur. Și după aia, cum s-a dovedit, că a fost o inspirație foarte mare. Speram să mă vindec așa dintr-o dată. Nu puteam accepta faptul că e mai complicat puțin. Simte că eram încă internat la centru de recuperare și trebuia să-mi construiască baia adaptată pe parter, că nu mai puteam urca la etaj. Și mereu le ziceam să nu o construiască, că eu că până vin acasă mă fac bine. Și chiar mai era o săptămână să vin acasă și eu încă n-aveam baia făcută și zic, bine, hai, atunci faceți și baia și mai vedem după aia. Da, a fost o perioadă destul de lungă de atunci până am reușit să accept viața asta nouă a mea, în perioada în care am trecut dintr-o extremă în altă. Care sunt oamenii care sunt constanți în viața ta? Că dincolo de program există o familie, da? Nu neapărat biologică, o familie care înseamnă lumea ta în fiecare secundă, în fiecare clipă. Viața mea se învârte în mare în jurul a oamenilor cu care am de-a face zilnic și aceștia sora mea cu care stau și mă ajută și dimineața la baie și seara să mă pun în pat și îngătește. Doamna Mariana, care e asistenta care ne ajută zilnic să fac baie și ea îmi gătește și micul dejun, ea vine din 2013 non-stop. Deci non-stop, de luni până duminică, zilnic, fiecare dimineață ea e aici, că ninge, că plouă. Femeie deosebită. După aia vine Mihai, care e asistentul meu personal, așa legal vorbind, de cel mai bun prieten a mei, care stă cu mine de luni până vineri, ca și program așa de la 10 la 6, așa program, dar el are un program, oricând am nevoie de el, să se organizează chiar și în weekend, când cum are liber să poate stea și el cu familia copilului, dar chiar dacă avem treabă, vine oricând și dacă am de plecat în străinătate numai cu el, mă duc. Iulia, managera fundației, care e prietena mea cea mai bună, care stabilim toți în fundație, ea e foarte mult pe organizare, pe strategii și pe administrarea fundației și practic creșterea asta fulminantă a fundației, din punctul meu de vedere, în așa puțin timp se datorează ei în foarte mare măsură. Și mai terapeuta mea care lucrez. Sora ta e mai mare cu 18 ani decât tine. Da. Uh-huh. E un fel de mamă acum. Da. Medic stomatolog. Da. A locuit 20 de ani în Grecia. Da. E un om care îi sclipesc ochii, se luminează când te vede. Păi, cred că mă iubește mult și are foarte mare grijă de mine, mai ales în trecut, când la început, când aveam foarte multe probleme de sănătate și mai chema și salvările din când în când și se îngrijea foarte mult de mine și mi-acordă atenție foarte, foarte mare. Acum, slavă Domnului că îți vine cu sănătatea și ești mai independent și pot să mai mă detașez așa cumva un fel de
grija ei maternă, un fel. Ceea ce îi mai și bine, într-un fel, dar mă bucur foarte mult de grija care mă poartă. Au fost momente în care a trebuit să chemați salvarea pentru că te plângeai de faptul că nu mai suporți, că e o greutate mare care ți-apasă pe piept, că nu... Aveam diferite simptome. Uh-huh. Am chemat și din cauza asta salvarea, am chemat-o și că mă durea capul foarte tare, aveam tot felul de dureri și intram în panică. Dar, slavă Domnului, în ultimii ani n-a mai fost nevoie și... Nu mai simți o greutate, un bloc de piatră pe pieptul tău? Nu e ușor de dus așa zilnic crucea asta paraliziei, mai ales noaptea când stau în pat și atunci nu fac lucruri și mai pun și plapuma pe mine, atunci e mai greu, dar mă ajută Dumnezeu să dorm bine și momentele de greutate sunt mai puține, mai rare și care astfel am reușit să renunț la medicația care o luam la început. Ăsta blond ești tu? Ia să văd. Aici. Da. Sunt eu cu doi prieteni de-a mei din clasele 1-4. Lângă-i sora mea cu băiatul ei, poza cu mai mulți de când la clasa 8-a, jos e când la clasa 1-a alb-negru, la premiere, la sfârșit de an, sus am o poză de la apartamentul fundației, aici, cu trei băieței care vin la noi la fundație. Și acolo e tata. Acolo e tata cu mine. Poza aia a fost făcută într-un afiș electoral. Tata a o candidat în 92, parcă, de primar, din partea, cum era atunci, Convenția Democratică. Convenția Democratică avea logo cheia. Și acolo eu cu poza. Cheia în mână și după poza asta eu am făcut afișul. Și sus e un cadou primit de la FC Utrecht. Anul ăsta au sărbătorit 50 de ani de existență și asta e tricou aniversar cu logo-ul cu 50 și mi l-a trimis și mie cadou și mi-a trimis și o carte pe acolo undeva. O carte cu toată istoria clubului FC Utrecht, în care apar și eu într-un material destul de mare pentru cât puțin purici am făcut pe acolo pe la ei. Dar mă bucur că m-ar apreciat așa puținul timp petrecut acolo. Ne întâlnim la Oradea, la primele tale amintiri, aici, în orașul ăsta, care sunt? Primele amintiri sunt când aveam 3 ani și mergeam cu doi vecini mai mari din zona unde stăteam. Atunci se construiau niște blocuri pe Bulevardul Maghiero, aici, în Oradea, niște blocuri noi și noi tot mergeam să vedem șantierul, dar trebuia să traversăm o intersecție foarte mare și aveam numai 3 ani. Și țin minte că prietenii mei au mers pe sub pasaj, era un pasaj care mergea pe sub intersecție și te ieșai direct în cartier acolo unde se construia. Și eu am mers direct prin intersecție la 3 ani și m-a luat poliția și m-a dus acasă la părinți și i-a chemat la secție. Când zice, lasă copilul nesupravegheat și situația de asta m-a făcut. Atunci când eram mic, țin minte că odată am mers singur la patinoar, în Helanca și Botoșei. Tata vrea să mă ducă și zicea, ia, așteaptă-mă că mă duc să tai niște lemne în pivniță, să facem focul și mergem la patinoar. Dar nu l-am așteptat și am plecat în Botoșei și Helanca, vreo 2 km până la patinoar și când am ajuns acolo eram înghițat de frig. Noroc că am găsit un vecin care m-a dus direct la un ceai cald. Încep să cred că te-au dat la fotbal ca să te potolească undeva să-ți consumi energia. Nu, ei nu au insistat niciodată pe faptul că tata a fost fotbalist și să fiu și eu fotbalist. Părinții mei m-au lăsat pe mine să mă modelez așa pe ce inclinații aveam. Eu mi-am dorit la 10 ani să mă duc la fotbal și
am văzut atunci abia, nu de mult începusem să citesc, că era abia în clasa a treia, nu se învăța să citești chiar așa repede ca și în perioada actuală, că acum copiii știu să citească de la 4-5 ani. Și știu că am citit într-un ziar un anunț că se fac selecții la fotbal și l-am rugat pe tata să mă ducă și de atunci a început viața mea de a încerca să devin fotbalist. Tu fiind copilul unui arhitect, mama era arhitect. Mama a fost arhitect, dar după ce m-am născut eu și-a dedicat toată viața să mă crească pe mine și am mai făcut câteva proiecte, dar foarte puține, mai mult proiectant. Era înainte mai mult să mă nasc eu. Dar când te-ai apucat de fotbal, te-ai gândit că o să fii și bun sau ai început orice ar fi? Mi-am dorit să ajung fotbalist și după aia, văzând că am anumite calități și chiar și anumite performanțe cu echipa de club, am început să îmi dedic mai mult viața fotbalului decât școlii. Asta a fost și motivul pentru care în clasa 9, la examen, de la unul dintre cele mai importante licee din Oradea, am dat examen și m-am mutat la liceul de artă. Totul s-a întâmplat destul de așa neașteptat, practic cu un an înainte să termin junioratul, când atunci îți faci planurile, unde te duci, ce faci cu cariera ta de fotbalist, a venit oferta de la Steaua București. Ai avea un post pe care te descurcai mai bine? Atunci jucam un fel de mijlocaș central la creație, să zic așa, dar ușor, cu timpul de acolo, având în vedere că eram foarte firav, așa, calitățile de jucător de creație care le-am arătat în tinerețe la junior, luptându-mă la senior cu jucători mult mai puternici, nu prea le mai puteam pune în valoare. Tu tot timpul arăta mai degrabă artist decât a fotbalist, apropo de liceu de artă. Păi, nu avem însă știm ce trebuia să fac în viață, dar mai zic unii oameni că nu trebuia să fiu fotbalist. Acum, cu noua mea viață, îmi pun în aplicare și, să zic așa, talentul dat de la Dumnezeu și moștenit probabil de la mama de design, de arhitectură, care pe mine mă relaxează acum foarte mult. Dar cum ți s-a părut Olanda? Era un spațiu cultural foarte diferit de România. Și dacă vorbim din prisma orașului Oradea, și dacă ne gândim la București și agitația de acolo, o limbă destul de complicată? Foarte complicată. N-am reușit să o învăț, deși am făcut trei ani ore în particular la club acolo, dar numai cuvintele cele mai simple, saluturile le-am învățat și am învățat mai mult de nevoie în spital, când eram internat și nu mă înțelegeam bine cu asistentele și îmi făceau ceva ce nu-mi convenea și atunci mă strofocam să le explic, să le cer, să mă fac înțeles ce am nevoie și în fel atunci am reușit să învăț mai multă olandeză. Dar Olanda e o țară frumoasă. Plecând din București am găsit mult mai multă liniște decât eram în București, și verdeață și mult mai multă relaxare. Eu eram și o fire care se consuma foarte mult și înainte de meciuri și după meciuri și dacă jucam, nu jucam cum îmi plăcea mie și de cele mai multe ori nu jucam, nu eram mulțumit de cum evoluam și mă măcinam zile întregi după un meci și îmi țin minte că am jucat la un moment dat în Europa League chiar cu Steaua și am pierdut și îmi doream foarte mult să obțin un rezultat bun și am fost așa de supărat că mai aveam un pic și veneau meciul următor și eu în fiecare zi eram așa de supărat și la un moment dat a venit un coleg la mine și a zis: hai, mie, zice, nu mai fi supărat, zice, că mâine deja avem alt meci. Și asta a fost o lecție pentru mine, faptul că ei și la victorii și la înfrângeri se comportau aproape la fel, adică nu stăteau foarte mult nici într-o bucurie exagerată, nici într-o supărare exagerată. Ceea ce știm că e o bază de tratament sau, dacă vrei, de educație psihologică pentru orice sportiv. Da, păi chiar e împărțită în două viața mea, înainte și după accident, sunt două vieți. De viața dinainte de accident
Așa, dacă mă întrebați acum, îmi aduc aminte de multe lucruri, dar dacă stau așa cu mine, nu prea mai văd viața mea. Parcă eu, când mă gândesc la viața mea, parcă e altă, pe o altă persoană. Deci au trecut 10 ani aproape și mă văd mai mult în noua viață. Îmi spui că nu știai până în acel 10 mai 2011 sau... A fost o perioadă lungă. Că nu știai care sunt lucrurile cu adevărat importante și nici după o perioadă ai căutat să vezi până la urmă ce te poate salva. Da, ce te poate face să îți dorești să continui. Da. Acum știi care sunt lucrurile importante? Da, adică vreau să cred că știu. Cred că omul este foarte limitat. Putem vedea așa cum în pandemia asta cât de limitat omul și nu poate să vină de ac unui virus care nici măcar nu se vede. Și cred că omul are capacitatea, când vrea Dumnezeu, să devină nelimitat în orice domeniu și în orice situație. Și cred că e foarte important să avem o colaborare cu Dumnezeu pe lumea asta ca să, să zic așa, să mergem pe drumul cel bun. Că noi de unii singuri în cap avem multe gânduri, ne vin, ne pleacă și nu prea știm exact care e gândul bun și de folos pentru noi, dar noi ne lăsăm duși de multe ori de anumite gânduri care după ani sau zeci de ani ne dăm seama că au fost niște gânduri greșite care ne-au făcut să ne ducem într-o zonă pare care nu ne-am dorit. Și atunci cred că o dorință de a avea o continuă colaborare cu Dumnezeu cred că ne ajută să avem nădejdea că suntem tot timpul pe drumul cel bun. Dar tu ai un soi de pace, așa, o stare așa de bine, aura asta de bucurie pe care o împarți. Nu o speri, da? Când vine cineva, îți bate la ușă, probabil nu se așteaptă să găsească întâmplarea asta pe care să o împartă cu tine la modul ăsta. Și totuși tu ai. Ești conștient de ea sau încerci să o controlezi? Nu, când supărat, supărat și eu. Cum faci dar, când supărat? Acum nu supărat. Te superi pe cine? Acum te superi pe cineva? Te superi pe tine? Cum? Mai am și eu un moment de când nu mă simt așa bine din cauza anumitor stări fizice, dar în principal mă ajută Dumnezeu să am o stare bună sufletească. Mi-aduc aminte referitor la această idee prin 2015 sau 16, nu mai știu. Știu că am început să merg mai des la fundație și am început să cunosc angajații și nu eram foarte prietenos și nici nu eram așa bucuros și nu emanam bucurie. Dar am cunoscut atunci angajații fundației și cu una dintre fete am început să fac terapie și acum când mă vede tot zice parcă nu ești tu, zice, atunci erai nervos, erai supărat, răspundeai numai așa, zice, nervos, nimica nu-ți convenea. Și eu cred că de asta e foarte important relația cu Dumnezeu, că stările astea noastre sufletești, noi nu le putem schimba singuri. Noi putem face multe lucruri în viață, dar sunt anumite lucruri care nu le poate schimba Dumnezeu printr-o viață așa domnicească, o dorință de a fi mai bun, chiar dacă e greu să reușești, fiindcă toți ca fire avem o parte și bună și rea, ce moștenim și noi. Dar e clar că ai avut și tu, mai ales atunci după accident, micul sau marele tău război cu tine, cu divinitatea, cu lumea înconjurătoare a existat. Da, și având acest război, căutam practic adevărul credinței. Vreau să știu, eu fiind botezat și crescut greco-catolic, nu pot să zic că aveam o relație așa foarte apropiată de Dumnezeu. Credeam în Dumnezeu, dar nu știam exact ce înseamnă o relație cu Dumnezeu, dar după accident mi-am dorit foarte mult
să aflu adevărul și am căutat, am citit mult, am vorbit cu oameni, am comparat credințe, am citit istorie. Viața, practic, asta este o luptă continuă cu firea ta între partea ta bună și partea ta rea. Și cu ajutorul Dumnezeu... Ca să întoarcem din nou lumina de figura ta lumească, da? Tu ai făcut un pact, deci pactul ăsta despre care povestești cu Dumnezeu, care te-a transformat din puștiu care stăteai cu PlayStation-ul, da? Și jucai jocuri. Exact. Și visai la o cameră, cum? La o cameră cu Lego? Sau la o casă? O cameră, da, numai cu Lego-uri. Asta îți doreai tu când erai mic? Când eram mic, da. A fost o întâmplare simpatică cu mama când m-am dus în Italia, care arată cât de frumos, să zic așa, m-a crescut așa, să nu fiu obișnuit cu bogății și cu astea. Am fost la un prieten în Milano care avea foarte mulți bani și am intrat cu el într-o magazin de Lego și el a luat cel mai mare Lego și a vrut să mi-l cumpere. Eram foarte fericit. Și când a văzut mama, zice, ce e asta? Zice, un Lego pentru mine. Nu, zice, exclus, cel mai mic. Și s-a dus și l-a luat din magazin cel mai mic și cu ăla. Am fost foarte supărat, dar așa gândindu-mă, m-a ajutat mult în viața așa, să nu aștept lucrurile așa mare, așa dintr-o dată, așa, fără muncă, fără sacrificiu. Fără să fi pierdut nimic din educația de la mama, Mihai a trecut prin asemenea tragedie cu măsură și spune că trăiește în fiecare zi un miracol. Faptul că poate respira, că poate gândi și poate vorbi singur sunt adevăratele minuni de care se bucură. Astăzi, pentru el, este important să gândească în viitor. Își face planuri, vede, visează și desenează noul centru de recuperare Sfântul Nectarie, care este deja proiectat și pentru care se așteaptă autorizațiile de construcție. Aici, pe cele mai bine de 2 hectare cumpărate lângă Oradea, visează să ofere la câteva sute de copii și părinți terapii, sfaturi și ceea ce pare că el a primit deja, șansa de a accepta că viața merită trăită frumos până la capăt. Și acum viața mea se desfășoară în jurul fundației și mai actual ne ocupăm timpul cu finalizarea și strângerea de fonduri pentru extinderea fundației și construirea unui complex de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități neuromotorii în Cihei, în județul Bior, lângă Oradea. Cine vrea să ne și ajute, poate să trimită un SMS cu cuvântul CRED la 8844 și să ne sprijine acest proiect cu 2 euro pe lună. Noi ne mișcăm acum prin Oradea și mergem spre terenul pe care ai apucat să-l cumperi deja. Sunt câteva hectare. Sunt 2,3 hectare la 6 km de centrul orașului, în Cihei. E un sat care ține de comuna Sânt Martin, o comună foarte bine dezvoltată, foarte bine administrată de actualul primar și avem o relație foarte bună cu ei și ne sprijină. Chiar și centrul ăsta mic, fundația unde e acum, a creat valuri, tocmai pentru că poartă numele tău, al băiatului care la 18 ani erai altcineva în orașul ăsta, în Oradea. Îmi spuneai că era o familie întreagă... Eram tot plin de vise. Erai tot plin de vise, nu? Da, de alte feluri. Atât ai reușit să-ți păstrezi visele că la tine în cartier unde stai acum s-au stabilit niște oameni care au venit tocmai din Oltenia cu copilul lor cu o problemă de sănătate doar ca să facă această terapie la voi, la fundație, în momentul ăsta. S-au mutat cu totul. Da, s-au mutat deja din 2017, mi se pare, și au intrat practic în programul fundației. Ei veneau și înainte și mai avem câteva familii care veneau de la Târgu Jiu până la Oradea. Veneau de la Târgu Jiu periodic, stăteau în chirie sau la pensiuni sau la diferite apartamente. Știi ce frumos la tine, Mihai, că dincolo de terapiile astea pe care le faceți unic în România, nicăieri în altă parte nu se mai fac, le faceți aici la fundație, tu ești tu, Mihai Neșu, care poți să vii să pui cumva umărul ca oamenii ăștia, că mulți probabil că sunt la limita disperării, să capete speranță. Mă refer la părinți aici. Da, păi asta este unul din scopurile pentru care am creat
acest centru și mai ales e unul scopurile principale pentru care vrem să facem centru nou care o să ofere mult mai multe lucruri și un confort mult mai mare, să fie, o să aibă și o biserică, să ofere mult mai multă nădejde și mult mai mare încredere și bucurie părinților când vin la noi aici, să se poată bucura în momentele când sunt copiilor la terapie, să ei să aibă un moment totuși de relaxare, de odihnă, fiindcă părinții ăștia umblă mult prin țară, prin sănătate, cu copii, până văd progresele dorite, ei umblă în continuu și nu prea au momente de odihnă. Și noi la centru nou care vrem să-l construim, vrem să le oferim prin ceea ce am construit, grădini și locurile care vor fi în jur, să le oferim momente de relaxare, de bucurie și de odihnă în timp ce copiilor sunt la noi la terapie. Dar ești totuși un om foarte tânăr, de 38 de ani, am spus puțin mai devreme. Trebuie să faci lucruri care sunt pentru vârsta asta, da? O parte nu le mai poți face, dar pe o parte cred că le mai ai undeva în ADN. Asculți muzică? Da, ascult muzică. Ce fel de muzică? Toate genurile. Mergeai la concerte când erai fotbalist? Nu prea mergeam la concerte, dar de mic aveam Walkman, după CD player, după MP3 player și acum ascult la calculator sau la telefon. Ascult muzică destul de des. Dar care sunt defectele, păcatele pe care le aveai ca fotbalist? Îți plăceau mașinile scumpe? Da. Da? Îmi plăceau. Îți plăceau? Îmi plăceau mașinile scumpe, dar nu pot să zic că am exagerat foarte mult, deși se poate spune că am exagerat cu mașina care mi-am cumpărat-o. Ce anume? Că un Audi A5 care costa cât salariul meu pe 2 ani la Steaua. Se poate că am exagerat un pic. Înainte am avut un Golf 5 care era normal, să zic așa, și care am zis că nu o să mai iau niciodată nicio mașină în viața mea. Și când a apărut Audi A5, adică când credeam că o să apară, l-am văzut într-o reviză și am zis că dacă o să apară sau vreodată, o să-mi cumpăr și eu. Și într-o zi m-am trezit în parcare la stadionul Ghencea cu un Audi A5, era unui coleg. Și repede m-am zis, zic, și tu unde s-a apărut? Nici nu știam că a apărut. Zic, și eu vreau. Și pac, mi-am luat și eu unul, nici n-am știut cât costă. Și pe aia mi-am dat seama că am dat o grămadă bani pe el. Cam așa am ajuns la teren. Asta cu pomii aici. Asta aici. Pac, bine că e vreme bună când plouă. Să faci o mocilă pe aici. Pac. Yes? Da. A? Ce-o căzut? Mă aveți grijă la picioare un pic. Da. Oh, deci e mai cald. Și un pic soarele. Așa funcționează instituția Mihai Neșu, da? Da, e tehnologizată. Tehnologizată. Ce se întâmplă cu acel bețișor? Păi cu... Se navighează? Învățul ăsta controlezi, practic, tot ce ține de tastatura unui calculator în afară de săgețica de la mouse care controlezi cu joystick-ul de la scaun. Și în afară că îi controlez telefonul, când vreau să umbe calculator, telefonul devine tastatura și calculatorului. Și cu mâna stângă? Cu mâna stângă nimic, ca momentan o țin aici, ca să mai fac accidente. Aici este
planul viitorului... Asta e văzut de sus, planul de sistematizare. Viitorului centru al fundației, da? Fără clădiri. Asta e proiecția visului, proiecția finală. Practic, am pus deja toate clădirile de la arhitecți, cazarea, care o să aibă 10 locuri pentru 10 mămici și ce copii, centru de recuperare, 1500 de metri pătrați, arena de echitație, clădire multifuncțională pentru ateliere și workshop-uri, mini-fermă, grădin pentru terapie horticolă, o să fie și un loc de joacă, o grădină senzorială pentru terapii senzoriale și o bisericuță mică și un teren de fotbal. Cam și un teren de fotbal. Da, un teren de mini-fotbal, practic. Ca să nu uităm de unde am plecat. Povesteai că în pandemie viața ta nu s-a schimbat foarte mult, dar te-a apucat de învățat. Da, am avut nevoie să învăț mai multe programe de arhitectură și de randări 3D și m-am pus pe învățat, pe tutoriale, am luat programele în testare 30 de zile și cu niște tutoriale de pe YouTube și chiar de pe site-urile softurilor am reușit în câteva săptămâni să îmi fac o oarecare idee care să mă ajute să fac ce puteți voi vedea aici. Am programul de arhitectură Vectorworks în care bag de la Aritex toate proiectele. Aici e proiectul centrului de recuperare. Am cazare aici. Și de aici după aia le bag în Lumion, le texturez și forma finală e aceasta. Ce aștepți tu de la terapie în momentul ăsta? De la terapie mereu terapeuta îmi face un program pe o perioadă mai lungă în care urmărește niște obiective mai mici și mai mari, bineînțeles unele realizabile numai dacă vrea Dumnezeu, altele mai mici mai reușim și noi să le realizăm, dar în principal e foarte important faptul că corpul se mișcă și astfel punem sângele în mișcare și nu mă anchilozez și păstrez starea de sănătate cât mai aproape de un nivel optim, să fiu ferit de răni, de infecții. Practic, dacă n-aș face terapie, eu știu să fiu în fiecare zi la ora 3 în pat, că nu pot să stau o dată mai mult de 8 ore în scaun. Dar având în terapie la mijlocul zilei, după aia mai pot să stau 4-5 ore în scaun, așa că pot să fac un program de dimineață de la 7 până seara pe la 9, numai să continuă și terapie la mijloc. Da, te-ai jucat puțin cu publicul și le-ai dat acum câteva luni un filmuleț care a făcut turul presei. Apropo de faptul că sunt niște progrese care merită povestite, puteai să mănânci singur, da? Și te-ai filmat și le-ai dat la oameni să se bucure. A fost o mare bucurie și ideea, când avem așa bucurii mari, le mai împărtășim și oamenilor să aibă nădejde, că orice se poate întâmpla. Cum ziceam la început, când vorbeam de legalizarea eutanasierei și viața omului e o taină, așa mi-a zis un părinte sfânt din Muntele Athos, când m-a văzut odată, mi-a zis pe grecește izoine, mysterio, adică viața omului este o taină și e o taină care la final, dacă ne dorim să ducem parcursul la vieții noastre alături de Dumnezeu, la sfârșit e încununat de bucurie veșnică. Și atunci merită trăită și merită să ai răbdare pentru orice urmează în viața ta, chiar dacă mai sunt și momente grele. Răbdarea când ți-o pierzi? Având în vedere că sunt într-un scaun acum și depinde foarte mult lume, o trebuie să-mi antrenez foarte mult răbdarea, că
altfel îți creează așa mereu o stare de neliniște și nervi și atunci cu ajutorul Dumnezeu încerc să mă lupt cu nerăbdarea mea, practic sunt un foarte nerăbdător din fire și trebuie să mă strădui să am răbdare cu ce se întâmplă în jurul meu, cu cei din jur, că nu poți fi tot timpul la dispoziția mea când bat din palme și atunci practic chiar redeam cu cineva și vorbeam de îndreptare, de spovedanie. Prin accidentul ăsta meu, Dumnezeu m-a ajutat să tai jumătate din îndreptare, de spovedanie, că practic nu mai pot să fac păcatele nici dacă aș vrea. Și atunci, pentru mine, accidentul îl văd un mare ajutor pentru scopul final al vieții, bucuria veșnică.